haideți acum cu un mare, mare like, vă rog din toată inima mea, pentru că sunt extrem de bucuros și de încântat să vă prezint noul proiect care este gata, Casa Insectelor. Aceasta este noua Casa Insectelor, noul proiect pe care sper să îl apreciați. Dacă o să vă placă și o să vă prezint și toată camera și ce urmează să mai fac. Așa că rămâneți până la final la acest videoclip. Cu siguranță o să vă placă și am și pui care piuie în spate. Bun venit la Casa Insectelor! Am finalizat proiectul mult așteptat, de care v-am tot spus și de care sunt în acest moment atât de mândru, atât de bucuros, atât de voios, atât de obosit. Asta e realitatea în momentul de față. De ce par atât de fericit? Sunt foarte fericit, dar nu mai am fericire că sunt atât de obosit și atât de răcit în momentul de față, încât hai să fiu cât se poate de natural așa în momentul de față, ca să vă transmit starea mea. Bine, nu vreau să vă transmit starea mea obosită și de bolnav, dar am terminat proiectul. Așa că vă rog să dați acolo pe butonul de like, hai să adunăm multe, multe like-uri. Vă voi prezenta camera pe scurt. Sunt foarte înfundat, îmi curge nasul, îmi curg ochii și mă simt extrem de obosit. Am răcit și n-am mai răcit de mult. Nu e o răceală foarte exagerată, să zic, dar s-a acumulat în mine și o oboseală foarte mare. Am finalizat proiectul pe care l-am denumit Casa Insectelor. Așa că o să vă prezint noua Casa Insectelor și o să vă explic de ce se numește Casa Insectelor, deoarece majoritatea speciilor, majoritatea viețuitoarelor pe care le cresc în această cameră pe care le am, sunt insecte. Diferite insecte, că sunt erbivore, că mănâncă vegetale, că mănâncă de toate, omnivore, sau că mănâncă strict carne pe partea de călugăriță, carnivore. Dar majoritatea sunt insecte, ceea ce am început să dețin în ultima perioadă, pentru că îmi plac foarte mult și am început să am o atracție din ce în ce mai mare, dar nu deodată. Pentru cei care mă întreabă de unde a venit atracția asta pentru insecte, atracția asta pentru insecte a venit încă de mic copil. Deci toată lumea care mă cunoștea știa că eu prind orice gânganie și toți îmi spuneau, mai ales familia, îmi spunea, lasă-le că te pișcă, lasă-le că te mușcă, lasă-te că mănâncă, lasă că te bio și tu ce chestii de genul ăsta. Dar mie mi-au plăcut întotdeauna, de la paianjeni, la gândăcei mici, la vaca domnului, la, nu știu, buburuze, țânțari, nu, și muștele, dar prindeam și muște, după cum știți, și le făceam animăluți de companie. Și asta vorbim de acum 20 de ani, deci nu e vorba de azi pe mâine. E de mic treaba asta. Și cu șerpi și cu șopârlele, eu prindeam șopârle și șerpi la 12 ani. Fac 32 în curând. Deci acum 20 de ani. Deci eu prindeam de mic animăluțe și viețuitoare de genul ăsta, nu cu scopul de a le face niciodată rău. Le prindeam, le țineam puțin și după care le eliberam. Și asta vă sfătuiesc și pe voi. Nu dețineți un animal doar că ați văzut pe la altcineva sau orice viețuitoare, că-i pasăre, că-i gândac, că-i orice, doar că ați văzut la cineva și vreți și voi. Mai ales că sunt anumite specii protejate de lege, e interzis să prinzi de la noi șerpi, șopârle și alte lucruri de genul, adică n-ai voie să prinzi un șarpe pe care îl găsești pe câmp. Poți să-l prinzi, să te uiți, să-l analizezi, să-l pozezi, să-l filmezi, dar lași acolo în mediul natural. Nu ai voie legal să-l crești acasă. Și nici nu o să vrei să-l crești, îți spune 100% că după câteva zile când o să-ți mergi, ce după câteva zile, după o oră, când ai, după 5 minute, după care și elimină mirosul ăla, pentru că șerpi elimină un miros, cei sălbatici, nu ăștia pe care creștem noi acasă, care provin din Asia, din America, din Nord și așa mai departe, prin alte continente, de peste tot din întreaga lume de fapt, mă refer la cei de casă. La fel e și cu insectele. Cred că insecte poți să prinzi muște câte vrei și alte de astea, dar nu vrea nimeni să-și facă crescătorii de muște, că toți avem, mai ales vara când e cald. În schimb, ce dețin eu aici, pentru cei care mă întreabă, n-ai nevoie de acte, nu sunt specii interzise, nu sunt specii dăunătoare, nu se pot reproduce la noi afară, în afară, în, bine, se pot reproduce în casă, la interior, dar afară dacă le vei lăsa vor muri de
probabil și de foame unele, dar majoritatea de frig, de condițiile pe care nu le poate oferi natura aici la noi în zonă. Deci sunt majoritatea din Asia, America, Africa, Australia, efectiv de pe toate continentele. Din China, zona aia, China, Thailanda, am tot felul de viețuitoare de prin întreaga lume. De unde? Cumpărate de la expoziții, în general cam toate, de pe la expoziții din afară, Germania, Cehia, Olanda, Belgia, pe unde am mai fost, prin țările din Europa. Și o parte din reptile sunt reproduse și luate de la crescători breeder din România. Am făcut un proiect pe care mi l-am dorit. A ieșit mai bine decât mă așteptam, pot să vă zic că se poate sincer. Nu știu cum se vede pe filmare, cum o să vadă, că vă arăt mai în detaliu. Dar eu, în realitate, deci efectiv, e un colțișor extraordinar de frumos, un colț de natură, pot să-i zic așa. Apropo, se aud și puii pe fundal, o să se audă în continuu, pentru că am și puișori scoși de la incubator și am aici în cameră, pentru că e cea mai călduroasă cameră din casă. Aici ați vreo 27 de grade, acum cred că puii au 35 de grade acolo, nici 35, dar vreo 32 cred că au sigur la ei în cutie. Și țin aici încă câteva zile, trebuie să-mi scoat o cloșcă. Care mă urmăresc pe canalul secundar Viața la Țară, intrați acolo și o să vedeți despre ce este vorba. Revenim la anuloastre. Da, puii o să dispară din camera asta în două zile, că trebuie să-i mut la cloșcă și o să-i încălzească cloșca, o să-i bag sub ea și chestii treste. Dar astăzi vorbim despre acest colț, de fapt despre toată camera, peștera insectelor, dar nu am vrut să-i dau peștera insectelor, că lumea zice că e cam peșteră cu acest tavan cu spuma poliuretanică pe care o am pe sus, izolația. Deci, și ce e cu insecta aia? Opa! E una cu roatele în sus. Adică întoarsă invers. Căzută pe burtă. Ce faci, băi? Nu poți să te întorci? Ia, sau te-ai pus tu așa? Ia uite. Ah, n-ai nimica. Doar că era cu spatele întoarsă. La asta lipsește un picior. Hai, nu te panica. Nu te panica. Dar ce e la piciorul ăsta? Cred că ți-e rupt. A, tu ai piciorul ăsta rupt, mă. Mă, și, bă, e și femelă. E și femela. Nu prea îmi place cum ai înăpălit ultima dată. Avem aici una dintre cele mai mari specii pe care le am. Acum sper să reușesc să le și reproduc. Hai să te pun eu la loc, stai acolo, ușor. Stai aici, că nu-ți face tata nimic. Stai acolo. Bun. Am undeva la 20 și între 20 și 30. Nici nu știu, trebuie să le număr specii diferite de insecte. Bineînțeles, am și altele, nevertebrate, amfibieni, reptile, păsări, papagali și multe altele, pești, câțiva mai mulți jos. Așa că hai să vă arăt cum arată proiectul, mai vorbim pe parcurs. E gata în totalitate, mai trebuie să mai fac câteva mici modificări pe care o să vi le spun prin cameră pe aici, așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Și încă o dată vă rog dați acolo mare like. Mă ajută foarte mult să recomande videoclipul și să promovăm treaba cu teraristica și cu animalele exotice ca pet. Pentru că foarte mulți nu cunosc treaba asta și sunt împotriva, pentru că au impresia că sunt animale rele, te mănâncă, te omoară, te înveninează, îți bagă tine. Așa arată camera din unghiul acesta când stau eu pe scaunul meu de la birou. Cam așa am eu unghiul de a le vedea pe toate. Uitați așa că aici s-a lăsat LED-ul ăsta și trebuie să-l poziționez așa, că e mult mai ok, perfect, și la filmare. Bun, hai să vă arăt mai întâi de toate aici piticii ăștia, o să-i vedeți oricum, i-am postat pe canalul Viața la Țară. Pititei, se lăfăie pe aici, ăștia sunt piticii. Puișor de găini de rasă pe care le cresc eu. Așa arată camera în acest moment, cu modificări. După cum am spus, colțul acesta, ați văzut, a venit Alex la mine, el m-a ajutat să fac raftul. Terariile le-am cumpărat de la cineva de la Cluj, făcute pe comandă, după cum mi-am dorit eu, mai exact de la terraworld.ro. Băiatul face terarii de orice fel doriți, din sticlă. Nu știu, poate face și din alte materiale, din PVC sau ceva de genul, vedeți acolo. Pentru cei interesați pe site-ul lui Terra World,
Și, bă, vă recomand, sincer, mi-au plăcut maxim terariile. Recomandarea a venit de la Alex, din terariu. El mi-a recomandat, băi, vezi că băiatul ăla face și le face super, super bine. Așa că, prin recomandări de la unul, de la altul, pot să afli că în România sunt oameni care lucrează excelent pe partea de terarii. Inclusiv Alex, care face terarii de genul ăsta, modele din PAL. Și la sticla nu se bagă, fiecare cu treaba lui. Ia uite și pe agitatorul ăla mic acolo. Fugea pe acolo, nu mai s-a oprit. Ce te uiți, măi, mister? V-am pus mâncare. Grăsanii mei acolo. Bun, vorbim și începem de colțul ăsta, se aud piuiturile. Am modificat tot. Terariile, bineînțeles, o parte le-am păstrat, adică pe toate, că nu le-am dat tot ce a fost modificat. Doar că am cumpărat 12 terarii noi, câte 4 pe nivel, identice, super, super faine, îmi plac maxim și am băgat în ele insectele. Momentan nu o să intru pe la fiecare în parte să vă prezint, pentru că mai urmează niște surprize. Fiecare terariu din această cameră am undeva la 40 de terarii, 40 și ceva de terarii, mai mici sau mai mari, sau chiar și acele cutiuțe unde am călugărițele. Și una care văd că a năpârlit. Mami, ce frumoasă s-a făcut! Ia uitați, o zici că e Batman! Bă, dar cum arată? O să le arăt în detaliu într-un alt videoclip. O să fac videoclipuri separate cu toate călugărițele, cu toate insectele, cu toate în parte. Dar pe rând, ia uitați-vă acolo în spate colțul, colțul insectelor. Ia uite câte sunt acolo. Euricanta calcarata pui. Trebuie să mai dau la cineva, am pregătit un pachetel cu 5 puișori dintre aia de insecte. Dacă mai dorește cineva, am pui dintre aia de vânzare, de Euricanta calcarata. Și mi-au mai eclozat câțiva de sungaia. Cine dorește insecte, am câteva de vânzare. Deci capet, se întrețin foarte ușor, arată super bine dacă ai un terariu așa frumos pus la punct sau o casoletă, depinde. Bun, nu o să fac chiar turul, dar o să vă arăt modificările. Jos aici am pus boa constrictor, care stă acolo sus. E acolo pe terariu, are un terariu mult mai mare, acum are și plantă naturală, substrat, pământ, tot ce dorește el acolo. Geamul trebuie să-l mai șterg, că e murdar. Axolotul jos. Avem insectele pe care le puteți vedea în prim plan și gândaci și rotor de Madagascar aici, hisării. Insecte, insecte în fiecare terariu, în parte este o altă specie de insecte. Fiecare mai frumoasă, mai aici, diferită. Astea sunt printre cele mai mari din lume, ajung 25 cm. Sper să trăiască și să facă cât mai mari posibil. La astea le merge foarte bine. Ia uite-le cum au mâncat acolo, au tocat, s-au și lăsat la pământ frunzele. Trebuie să le aduc astăzi sau mâine frunzulițe proaspete, să văd. Avem terariile, aici avem în butoanele de la YouTube, butonul de 100.000 de la Bogdan Hriscu, canalul ăsta, de la canalul Activități în Familie, tot de 100.000, ăla de 1.000.000 ar trebui să vină undeva pe aici, dar îl aștept încă, vedem. La fel aici e terarii Exotera, câteva în care am pus acolo spui de insectă. Aici sunt, e o pereche de călugărițe, mascul, femelă, sus femelă, mascul sau mascul, femelă, nu mai știu care și cum îs. Acolo alți pui de insecte mai mici. Aici este femela de core snake. Aici sunt miriapozii, perechea de miriapozii african gigantici. Uite, văd că masculul sus și femela jos. Cum stă? Aici e broscuța Pac-Man, în spate am incubatoare cu ouă de insecte. Aici călugăriță, aici niște călugărițe. Urmează astăzi să-mi vină un pachet cu niște cutii, cutii de genul acela. Mi-a luat un prieten și le voi pune tot pe cutii de genul, că am aici călugărițe, asta e călugărița orhidee, singura care a mai rămas, că femeile au murit. Eu m-aș mira să fie tot femelă, să fi încurcat eu, dar nu cred. Adică cel care, de la care le-am luat, să mă rog să fie femelă, să nu fie mascul, dar asta este. Călugărițe mai sunt aici vreo 5. Opa, scuze-mă, te-am deranjat puțin, n-am vrut, iartă-mă. Așa, gata, ești bine. Bun, avem aici șopârlele, le știți, ca noutăți, cameleonul l-am pus aici.
Și crește foarte bine pe zi ce trece. Nu doar că el crește, mănâncă excelent. Hai mă, vină încoa. Așa. Deja se vede că s-a mai mărit. Ia uitați-l ce frumos e. Deci comparativ cu mâna, deci uite cum ar sta pe mână. Deci chiar crește. Da, așa puțin. Ca să... Vreau să te prezint, mister, nu pot să-l scot. Unde vrei să fugi? Hai să stai pe mână. Ia uite ce s-a supărat el. Ei, fuge. Nu vrea să stea. Nu vrea să stea, stai. Da, hai, du-te la locul tău. Fugi. I-am pus o plantă naturală, plantă naturală, nu. I-am scos, scuze, planta naturală că s-a uscat și am pus una artificială, dar arată excelent. Adică imită foarte bine. Se simte foarte bine cameleonul aici. Pe viitor o să fie și el mutat într-un terariu mult mai mare. La fel și mister guleratul. Ia, deschide-te, hai. Hai, nu pleca. Nu pleca, hai. Ia, deschide-ți gulerul. Hai. Supără-te puțin. Hai, supără-te puțin. Unde vrei să pleci? Ăla se agață peste tot. Ăla o să fie mutat pe un terariu și el. Așa. Ca noutăți, am puișoare aici și văd că supraviețuiesc după mult timp. Din vreo 15-16 câți e fătate. Erau două femele fătate. Mai sunt 6, 3 colorați și 3 albi. Deci e foarte bine că o să mai am ceva pui. Acum și o să mai pot să mai dau vreo 2 din ei. Ia uite și tu ce faci, te uiți la mine? Da, te uiți? Te uiți? Cornul a mâncat astăzi. Și la fel, mister, Buddha a mâncat și el. Buddha și Zoki au mâncat amândoi. Din cameră lipsesc niște gândaci. Cockroach aceea i-am dincolo, că nu mai aveam loc, trebuie să-i aranjez și pe ei, că mai urmează, v-am spus, niște modificări. Și pe lângă mai lipsesc din camera aceasta. Și mai lipsește femela de corn snake și broscuțele, o să fie și ele, dar da. Călugărițe, aici am mutat pe acest terariu. Am băgat gramosola eheringe, tarantula aceea mai mică roșie, care imediat la o zi a început să-și facă pânză și a făcut un cuibar acolo în spate. S-a ascuns în partea aceea, deci cred că nu prea o să o văd foarte mult pe afară. Așa, la Seodora Parhibana, care ea se face foarte frumoasă și e mare. Asta la alta aici, a Balfurii. Călugăreță aici, bineînțeles. Asta de aici e pereche cu cea de acolo. Sunt puse pe pereche. Aici sunt ceilalți miriapozi. Aici aștept să mai iasă pui de insecte. Insectele astea trebuie să le dau, să le vând, după cum am zis. O să plece la cineva. Tot în camera asta, o altă modificare am mai făcut aici în acest colț, după cum se poate observa. Acolo jos e papagalul, Dolly, care e închis deoarece mi-a ros cablu de la încărcător de la telefon. M-am trezit cu el stricat și a trebuit să-mi cumpăr altul. În partea aceasta avem aici cele două șopârle, avem, uite, Crestatul, Gecko Crestat masculul și masculul de Gecko Vitatus, Line, White Line Gecko. Aici este scorpionul, aici este crabul. Ia uite-l acolo că se vede. Se vede cât de cât puțin. Da, nu știu cât se vede, scorpionul e ascuns și el într-o ascunzătoare. Aici, în partea asta, vreau să mai fac o modificare. Vreau să pun, mai am material. Să fac un raft, de fapt l-am făcut deja, i-am pus colțale, doar că trebuie să-l prind acolo. Să văd pe unde îl prind, ori acolo, ori în partea asta undeva. Și pe el voi pune cutiuțe de genul acela cu toate călugărițele pe care le am. Deci mai sunt vreo 5 acolo, de acolo o să le mut pe toate. Bine, cât o să încapă pe acea placă, acel raft, le voi pune acolo. Să fac și în partea asta, deși este soba. Deja nu prea mai fac foc în cameră pentru că sunt foarte multe grade, e cald, plus că sunt LED-urile, becurile și degajă căldură, așa că vara gata, până la toamnă nu mai fac focul. Provizoriul le voi pune acolo, deci o să fie o temperatură constantă în cameră. Se ridică apa și avem și umiditate pentru că am acvariul ăla de acolo plus acvariul de pe birou, deci avem și umiditate constantă. Pentru că viețuitoarele astea, mai ales insectele, oricum le stropesc în terarii. Sunt foarte înfundat, cred că se aude că vorbesc înfundat.
Mă chinui să respir, sunt, v-am zis, și foarte obosit. Am muncit vreo 3 zile numai ca să le pun la punct, să le aranjez. A venit Alex și după care am avut de muncă și în continuare mai am de muncă în camera alăturată să aranjez, să termin tot acolo, că sunt prăștiate, că le-am scos de aici. Avem acolo masculul de și o pârlică, după cum se poate vedea, Gecko Leopard. L-am pus separat, că nu-mi place cum se dezvoltă, e cam rahitic, o rămas în urmă comparativ cu cealaltă femelă. Nu înțeleg de ce, îi dau gândaci cu vitamine, mineralizați, calciu, tot ce are nevoie, cu suplimente pentru șopârle. Problema e că nu-mi place cum se dezvoltă și am zis că îl pun separat, sperăm să se dezvolte bine. Băi, dar piuie ăștia mici și doar nu le e frig, nu, ele nu știu ce au, au ei ceva de piuie. Mă aud pe mine vorbind probabil, că dacă nu sunt cameră nu-i aud. Și au, v-am zis, au, în cameră sunt acum, uite, 28 de grade. Unde? 27-28 de grade. Iar acolo ei au bec. Au un bec de 75 pus, că n-are rost, e foarte cald. Vedeți că stau în partea asta, alții dorm pe acolo. Nu sunt foarte mulți, n-am mai păstrat mulți pui și am zis că nu mai scot mulți pui ca în alți ani. Probabil, bine, o să mai scot o serie, două, mai vedem, dar nu mulți odată. Am, așa. Da, urmăriți-mă și pe canalul secundar Viața la Țară. Momentan cam asta este aici planul. Deci, urmează, mai am niște leduri, cum vedeți că acolo totul e cu leduri. Mai am niște leduri, trebuie să fac, mai trebuie ștecherul ca să pot să fac și aici lumină, trebuie să fac raftul ăla, trebuie să mut cutiile, trebuie să-mi vină niște plăcuțe. V-am spus, la toate terarele astea am luat niște plăcuțe și o să pun la fiecare terariu în parte cu denumirea, zona de unde provine și am făcut și un logo. M-a ajutat cineva, l-am cumpărat un logo special, am pus pe story care mă poate ajuta, au fost cred că peste 100 de persoane, dar până la urmă am vorbit cu cineva care se pricepe în domeniu ca să fie un logo performant, să zic așa, după placul meu și să iasă exact ce trebuie, pentru că ăla va fi un logo permanent pe care îl voi pune pe toate terarele, deci odată pus acolo rămâne gravat, deja, na, vă dați seama că e o treabă mai serioasă. Ce planuri am cu proiectul ăsta? Sper, ia uite acolo o insectă care, dacă se vede prin spate în terariu, în al doilea terariu acolo, cât e de mare, de lungă și se urcă ea pe acolo, tâc, 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 tâc. Și am un plan să reușesc să le înmulțesc și să mențin generații peste generații pentru a avea în permanență camera asta, casa insectelor. O să vă prezint, v-am spus, pe parcurs. O să urmeze un video când le voi pune și plăcuțele. O să fac un tur complet cu toate și o să vedeți și voi exact ce am. Pentru cei care nu știu, vă rog să vă abonați. Da, urmăriți-mă pe TikTok, intru live când am timp, la o săptămână, nu știu, de obicei cam foarte rar, dar încerc. Instagram, Facebook, TikTok, cu toate le găsiți în descriere. Pentru cei interesați de câțiva pui de insectă, mai am foarte puțin, îmi scrieți pe e-mail, pot să trimit în țară prin curier, oriunde, fără nicio problemă. Ăsta a fost videoclipul momentan, ăsta este proiectul. Eu sunt extrem de încântat de el, cum arată, deci mai ales dacă stai din partea asta să te uiți, să le vezi așa. Deci arată, hai că trebuie să sting LED-ul din spate, că uite, o să mă încurce. Așa, ok, mult mai bine. Deci așa se vede pe, dacă am stins lampa mare, cel puțin în partea asta, se poate vedea. Cam așa se prezintă. Deci ăsta ar fi noul proiect de care eu sunt extrem de încântat, bucuros, mândru de ce am reușit să fac aici. Așa că vă mulțumesc de vizionare și revin curând cu un nou videoclip, când nu știu. Cam atât. Pa, pa!